Fii atent. Cine se un pește umblă cu... Un lăutar umblă cu instrumentiștii lui. Ai înțeles? Așa, sper că ai înțeles ce da, vreau să zic. Înțeles. Nu? Nu. Herpes, mă, ia. Păi un lăutar umblă și cu... Dar ce ai zis cu Jador? Deci tu mă faci pe mine... A? Mă faci pe... Grățăleg. Nu, eu doar am zis. Ba, da. Adică, iar am confirmat. Da, 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 a zis. Tu nu te vezi, mă, că nu știi vorbea în alfabet. Asta... Până l-ai venit la emisiune, tu n-ai știut să fii două cuvinte. Ai cum e 8 clase. Vorbesc 8 clase? Vezi în țară că n-am 8 clase. Am făcut o afirmație pe care mi-o asum. Da, e un... Ba, e rău. Păi... Bă... Ești afară. Bă... Vorbești așa, mă, ce ești? Spală-te la... Când e vorba de spălat de aibă care trebuie să o faci, dragul meu! Fața adevărată! A fost filmat asta în întreabă! S-a trăfuit! Bravo! Asta trebuie să spună și ieri, dar s-a ținut... Ați văzut-o fata Kir, s-a ținut și s-a prefăcut! Am decis să nu mai am respect față de... Și le dau ceea cum le place lor să se comporte lumea cu ele, să le facem să se simtă bine. Andreea, încearcă da. Să da. Faci abstracție. Da, puțin fac, de... nu fac asta, corect, da. Vreau să știu de ce s-a ajuns aici. Pentru că se simte că l-am făcut nespălat și adevărat. Că nu doar, nu eu l-am făcut, oamenii direct l-au făcut. Brașul. Andreea, acum două zile glumeați împreună, dansați împreună. Păi asta e el, e un fals. Este o limită de respect care a fost trecută. Hai puțin, Bogdan, că nu am văzut viața mea așa. A depășit limita și el și ea. Dar nu chiar în halul ăsta. Păi nu se poate răzbuna pe ea, pe toate și se răzbuna pe mine. E mahalare că pot și eu să fiu, iar și eu ca un grop. Nu problemă, cuvinte triviale avem, putem să înjurăm și noi când vrem. Ce să-i fac? Asta e. Dar mă bucur că și-a arătat adevărat. Da, probabil o să ne grecă mai târziu să se ceară scuze. Și serios. Pirui, tu nu ai idee cu cine te-ai pus. Jur. O să folosesc limbaj pe care tu îl folosești. Tanti. Atât, cum facem, că-s atât. Ai vrea tu atât. Hai, tu ai... Tu doar cu pești. Pești-s mici. Piticul. Temele fac, tanti. De aia l-ai sunat, de frică, da, ce să-ți povestesc. Dar elefant e frică de un șoricel, băi. A vrut un mesaj. Dar nu contează, de ce l-ați dat pe tare? El mi-a dat nouă mesaj. Dar pentru ce? Exagerează. Ha? El de ce ne-a Andreea, ce s-a întâmplat? Vreau să știu ce s-a întâmplat ieri după emisiune. Bogdan? Nu s-a întâmplat nimic, n-am avut niciun contact. Niciun contact deloc, nici cu ea, nici cu el, nici cu nimeni. S-a numit foarte ușor. Adică nu știu, Jador cu ea. De unde reacțiile astea? Vreau să știu. I-a rămas de ieri reacția. Nu, Andreea, Roxana a zis ceva interesant. Jador nu vorbim niciodată așa și tot sezonul 1 și acum. Dar asta nu înseamnă că e fals, ci pur și simplu că față de lumea din exterior nu vrea să arate. Adică toată lumea în jur, toată lumea are o parte de asta care vorbește vreo așa, dar nu vrea să expună. Normal. Și acum probabil, nu știu, ea i s-a pus capac și ea... Uite-te încoace la mine ce-ți spun, Jador. Și ea și Roxana. Uite-te încoace la mine ce-ți spun. Să nu pleci acasă, prin descalificare. Controlează-te. Controlează-te. Mă îmbolnăvesc? Controlează-te. Am să te rog să te controlezi. Jador. Să-ți mă împace, că știu ce am de făcut. Să-ți arăți fața. Unul la mână, fii atent. Orice bărbat, orice om, inclusiv oricine, președintele acestei țări, poate să înjure. Știi? Că înveți prima oară, într-o limbă, înveți înjurături. Eu în turc am... Ai înțeles? Învăț, nu e nicio problemă, învăț înjurături în fiecare zi, nu e nicio problemă, înțelegi? Înjurături știm toți, depinde de noi dacă vrem să le folosim sau nu, tântii. Și o să martură, și nu mai pot, adică dacă o să mă jignească, renunț la domnia mea pe care o am și arăt că pot vorbi la fel. Ce ți-a făcut fata asta ție să ajungi să o numești așa? Nu, eu vorbeam cu Bogdan și s-a băgat. Cate de, măi, ai 31 de ani, adică femeia asta. M-a întrebat pe mine ceva. Și n-am 70. Ai, pe mă capă sau? Da! M-a întrebat pe mine. E videoclipul ăla, 30 de secunde, aia ești tu, 3 ani. Nu te vrea nimeni, mă. Stai puțin, pe tine te vrea că ești bătrână. Da, și ce care? Da, ce bătrână. Gata! Păi înseamnă că ești tu, Andrei, ești bătrână. Nu, eu sunt babă, adică... Da, că eu am 33, mai... Femeile frumoase se exclud, n-are problemă. Ascultă-mă, Jador, te rog eu din tot sufletul. Doamna, nu mai pot, ori plec, ori o să continui așa toată gala. Ascultă-mă, nu, eu vreau să vă împăcați. Dar ce-i că mă gata să am, mă, măscăriciule? Iară, tu-i Andreea. Tu ce-i că mă gata să am, eu vorbeam cu Bogdan.
s-a băgat? Ce el s-a băgat înseamnă? Ce se bagă peste tot? Era materialul cu Bogdan. Bun, deci ea s-a... Nu, 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 cum a început ieri, vreau să știu. Nu, nu, acum de ce s-a băgat? Nu mai știu. Ieri a fost cu dansul. A, cu dansul. El a început, bineînțeles. Nu, de la ce? Păi de la dans. Și-a dat cu părerea. Cum și-a dat-o și azi. Dar mai drăguț. El se bagă peste tot, caută materiale. Nu mai drăguț. Stai cu minte, că... Tu nu mai vorbi, măi! Ești un pion, ți-am zis că ești un soldat. Nu mai vorbi cu mine, spală-te și apoi vorbești. Chiar, okay? Chiar tu insulti. Uite, de-aia ești tu numit așa. Păi dacă oamenii îl fac... Dar vrea... Măi! Măi, ce ai? Hai, nu mă! Atâta așa... Eu nu stau să-l mă... Te duci afară. Doamna, abia mă abțin. Te duci afară. Ești afară, mă! Ești afară, că ești un... Iar! Oprește-te! Jador, oprește-te! Jador! Ce frumoasă ești! Ia-l de mână și tu la față. Când te bărbire! Afară, afară vreau! La aer! Afară la aer, tragi 10 guri de aer și te... Acum ai... Oprește-te și tu! Da, da. Păi, nu vedeți cum a gata. Face? Gata! Tu-l provo, ferească. Nu știu, tu cam știu că tu vorbești mai bine. E, asta e adevărata lui Fax. Da, știi cură că vorbești. Afară vorbește urât, înjură... Asta-i cadrul. Vorbește urât afară. Dar bine, cum să nu și înainte de emisiune, înainte să intrăm? A vorbit foarte, m-am uitat la el, ce doamne. Da. Stătea pe telefon și să înjura singur ce ai, dar urât, urât. Păi da, stăte pe telefon și bag și scot și vlamia și da, așa. S-a enervat, acum de obicei. Eu așa, dar urât rău. Eu așa, e naturală, el se preface. Doamne, Andrei, păi acum și eu dacă stau cu telefonul sau mă lovesc, zic... Dar nu să o lovi... Afară, dar aici numai că ai reținerea, că știi că ești aici, asta înseamnă... Da, la, nu mai pot afla. De ce? Bine, aici... Vreau să știu ce s-a întâmplat. Andreea, noi am vorbit aseară cu Jador, a venit la noi și ne-a spus că s-a abținut foarte mult ieri, s-a enervat foarte tare, că în viața lui nu s-a abținut atât de mult, s-a abținut ieri. Bun. Și astăzi, probabil... S-a enervat foarte tare și s-a mai putut controla. El a mai fost jignit, cum l-a jignit ea, de către Semina, dacă vă amintiți. Dar față de Semina, nu a putut să... Nu, 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 greșit. Da. Noi trei l-am greșit. L-am vorbit urlan jignit, nu doar el. Păi s-a întrasărit la el. Da. Și l-a făcut mult mai rău. Da, adică și... Dar cine are ieri, pe ce să rău? S-a ieri, adică să sară o fată la tine și să sară... Păi și... Să arunce cu papucul după tine. Hai să din cauza lui Bogdan, probabil să crezi la Jador să vadă că femeia lui nu se bagă. De părere, toate. Andra, tu te-ai împăcat cu Bogdan? Bogdan, da. Mariana. Așa are pentru o părere. Am văzut, dar ce spate? În ce condiții? Cum? În ce condiții? Cum? La mine tu? Nu mai știu. Dar tu nu vezi că mă închid. Să nu mai fac niciodată, să nu știu ce. Bine, am explicat că am izbucnit, am zis că na, n-am putut să mă controlez. Și într-un fel am înțeles, eram și eu supărată că nu am luat apărarea, bine. Și ne-am spus ofurile și ne-am păcat. Atât? Da. Legat de Jador, nimic? Bine, am zis că eu cu siguranță nu o să mai accept ca ei să fie prieteni. Da, și el mi-a zis la fel că el nu acceptă ca eu să vorbesc cu Pirei. Da, a plâns. Jador? Mi-a plâns la telefon, da. Andra, am senzația că dacă vrei să fii cu Bogdan, va trebui să-l accepti la pachet cu Jador. O să-i certe ei, nu de la Andra, că o să-i interzică. Că Bogdan o să mai fie prieten cu el. O să-i certe de altceva. Că el e un fals. Bun. Sunteți pregătiți de vot? Fetele, un băiat pe care nu și-l mai doresc aici, în această casă, iar voi, o fată pe care nu o mai doriți aici, în această casă. Și chiar nu-mi doresc adevărat să plece, doar că a greșit foarte, foarte, foarte mult față de mine și în momentul de față mă simt super, super dezamăgită și rănită. Pentru că își dorește să plece. Câștigătorul celor 1500 de euro Oh, yes.
jură, frate, dacă ești nervos și mai poți, dar nu de față cu doamna Andreea, mă, că... Îi urâs în jur oricum, dar și de față, doamna Andreea, n-ai respect. Și tu ai făcut la fel, etaj? Eu știu, la teorie suntem toți buni. Da, a plâns. Jador? Mi-a plâns la telefon, da. Te dau afară. Cum adică? Te dau afară Iancu. Când ți-a plâns? Cer scuze. Mi-a plâns chiar după o săptămână. Adică vorbeam la telefon, eram mult cu fetele. Dar am văzut eu cât o sună și scria, de ce nu-mi răspuns, disperată. Vocale și da. Și nu că am avut o ceartă cu el, chiar e adevărat. Bine, ne-a alintat și nu știu ce și îmi spunea, uite, sunt aici, fac o piesă și o fac pentru tine și plâng și pentru că de ce sunt acolo. Că de ce nu-mi răspuns, a sunat în continuu. Da, 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 da. Și Bogdan știe? Da, Bogdan știa chestiile. Nu poți să accepti așa ceva. I-ai trimis vreodată lui Bogdan? Ce se păi atunci când am ieșit la vin, i-am trimis, nu știu care, când am vorbit cu deci Bogdan. Deci adevărul este la i-am trimis lui și i-am spus că sunt cu Bogdan și a zis, da, că nu știu și m-a sunat. Deci nu-l interesa pe Jador, sincer, în momentul ăla. Poate credea că e o glumă sau... Mai zic că era și la început, da, cu Bogdan nu era o relație. Doar vorbeam așa, cum și așa, cu Bogdan. Și poate de aia, da. Jador aici se zice despre ceva ce ziceam eu. După aia și-a dat seama Jador că e ceva mai serios și a încetat. Nu mai m-a căutat niciodată sau n-am mai avut niciun... Te-ai revenit? Te-ai revenit? Puțin. E răcoare afară, e bine. A oxigenat creierul. Puțin. Și-a revenit? Îmi cer scuze că ați auzit voi toți ceilalți cuvintele pe care le-am spus. Da. Și îmi cer scuze și față de ea și nu vreau, n-am nimic de împărțit cu ea și nu vreau să-i joc jocul ei, vreau să folosesc limbajul pe care l-am eu. Nu în jocul ei, stare să adevărata față, nu vrei, ca să te mai voteze lumea în continuare. Orice om mare și fața urâtă și rea, orice om mare. Să-l mai chemi la concerte, să vadă familia lui de pocăiți că el un exemplu, de fapt nu e, da, ai dreptate. Așa trebuie să și faci. Nu vorbi, nu vorbi de familia mea. Da, nu vorbesc, vorbesc ce vreau. Nu avem nimic de împărțit, surioară. Și tu m-ai făcut în toate felurile și nu ai nicio dovadă. Și tu l-ai făcut în toate felurile. La mine în țară, dacă încetați amândoi cu jignirile, că se calmează lucrurile, apoi unul dă o bombă și începeți iar cu jignirile. Încetați că nu vă stricați imaginea pe gratis. Ce anume? Ce bombă? Câte bombă de asta? Ia, taci, taci și apoi spune nu știu ce, el se enervează. Taci, ia și apoi începe Jador și spune de ceva și tot așa. Nu am spus în emisiunea asta, nu știu. Un adevăr despre ce. Ai vreo dovadă că ea este cu acel băiat încă în relație? Da, a dat el de înțeles, doamnă. Ți-a dat ție de înțeles? Da. El? Nu e vorba despre asta. În momentul în care tu vorbești cu... Eu sunt prieten cu Bogdan Mocanu. Da. Bogdan Mocanu e un băiat de la țară, un băiat care a crescut la fel ca mine. Așa. Eu sunt prieten cu el, am ceva în comun cu el. În momentul în care te asociezi cu el, ești, practic, aveți caracterul cam la fel. Ce se aseamănă se adună? Ce se aseamănă se adună? Ea, umblând cu astfel de oameni, presupun că are... Nu astfel că zic că ea a făcut cum? Ceva de genul ăsta. Astfel poate de oameni făcut. Cum? Tu dar m-a pus pe anturaje din astea și... Dar tu ai dovezi că face el așa ceva? Andreea, vrei să-l sunăm pe fostul tău iubit? Urmă, dar nu e fostul, fostul meu, fostul, e altcineva. Și e total opusul la băiatul ăsta la care vorbește, total opusul la fostul. Da, fata, să vorbească. Cel de care tot vorbesc băieții ăștia. Să-l sunăm, să-i auzim vocea, nu să-l vedem. Da, e vagabond, dar nu se ocupă cu ce vorbește el. Dacă un om mai are tatuaj și e vagabond, înseamnă că se ocupă cu ce vorbește. E doar vocea lui. Ce faceți? Exact. Deci nu înseamnă că și-l acuză. Îi aduce acuzații, adică publice, ceea ce nu e normal, nu e ok. Dar tu publici, ar lămuri și... Ea aduce acuzații, pe mine nu mă interesează nici... Cum să nu acuzații că are femei și își bate joc de ele și săracele femei și... Nu a zis nimeni, surioară mea. Și Bogdan la fel, ok. În gura mea n-ai așa ceva. Cum n-a zis că are femei pe... Tu l-ai dat de gol acum, adică... Ca și ele, cum n-a zis? Tu l-ai dat de gol, nu n-a zis. Eu l-am dat de gol. Și acum cer să scot, a? Nu știu cum. Acum, că nu înțeleg, da. Eu am pronunțat vreodată că beatul ăla se ocupă cu așa ceva. Că zice el certe de acvar, cu o femeie, trebuie să-și impună respect. Păi da, uite-te că eu fără, probabil nu i-am înțeles subtilitatea lui Bogdan și a zis, da, am un acvariu în casă, na. O femeie pe care eu o probabil eu nu l-am înțeles. Trebuie să-și impună respect în fața mea. Da, auzi, măi, băiatule, acum 3 zile îi pupai mâna. Și acum zici că trebuie să câștigi. Ai văzut că se poate să pup mâna? Băiatul, adică pot fi și altfel, tine, mă! Nimeni nu o să creadă că acum 3 zile îi pupai mâna și acum mă faci nu știu cum. Jador, toată gearta voastră a plecat de la dansul Andrei. Tu ai simțit nevoia să intervii, să te iei de Andra, de felul în care dansează și implicit și de Andreea. Cât ați fost voi afară, am vorbit cu Andra despre împăcarea ei cu Bogdan. Și mi-a spus ce...
condiție i-a pus lui Bogdan. Mi-a spus că i-a pus condiția a voi doi să nu mai fiți prieteni. În primul rând, ca să clarificăm chestia asta, nu știu ce ai vorbit tu, Andra, că am lipsit eu, dar condiția nu vine din partea ei. Spre final. Spre final. Spre final, în concluzie, asta se înțelege. O singură condiție a fost extrasă de aici, din ce o zis ea? Mă rog, asta ne-a interesat. Pe asta am discutat. A zis să nu mai fiu o prietenă cu ea și tu cu Jador. Da. Mi-ai spus că eu să mai fiu prietenă cu Piru și să mai am nimic cu Piru și am zis că okay, și eu nu accept ca tu să fii cu Jador cât timp el are părerea asta despre mine. Da. Ele sunt de acord, nu am nicio problemă, sunt colege, exact. Mare prietenie nu e între ele. Dar nici tu... nu a fost. Eu nu accept un prieten ăsta lângă tine. Da, care în primul rând, Andra nu era în măsură și nu este aseară în măsură să-mi pun în condiții mii, mai ales legate de Jador, care e Jador. Când i-am zis taci din gură sau așa, nu vorbi despre ea, o tăcut. Acum, din câte ați observat și Andra, pentru că până la urmă și ea ieri a avut o ieșire, asta nu înseamnă că așa e ea în general, ea chiar are un suflet bun. Am înțeles acum că nu trebuie să bagi în discuția lor, chiar dacă poate avea argumente care au ajutat pe Andreea. A tăcut din gură, Jador și el a tăcut din gură. A dat în Andra și m-am băgat și eu, greșit. În Andra a zis direct. Acum zic. Acum eu zic. Eu am ajutat-o pe Andra. Acum v-ați certat-o cu el și Andra poate putea să sară cu gura. Și ieri a început tot după povestea că a dat în ea. Lasă-mă, mă, că ieri tu n-auzi că ieri era ușurie. A, să las, ieri, păi de acolo a pornit tot și acum continuăm. Mai fata, tu auzi ce am zis că ieri a avut, era vorba de Andra. Andra a avut o ieșire, astăzi e altfel. Au văzut că putea să te ajute cu un argument așa. S-a abținut și Jador s-a abținut să dea în Andra cu cuvinte. Asta înseamnă că se poate. Da, Andreea, e... Și nu poți să compari niciodată, nu o să se compare niciodată, nici nu vreau să se aducă. E ca și cum ai pune tigru să alerge cu câini, să facă întreceri. Prietenia mea cu Jador, cu... tentativa, să nu știu ce zic, de relație dintre bun, Andra. Bun, păi asta, da, pentru că Jador nu e un prieten. Dar n-am zis că sunt cei mai buni prieteni. Dacă ține la tine și ăsta nu-și permite ca el să mă judece sau să vorbească cu mine despre mine. Nu, crede-mă, că atâta timp cât o să vorbească frumos de tine și... Crede-mă, că atâta timp cât o să vorbească frumos de tine. Bogdan, vrei să dau un exemplu? Andra, vorbesc, frate, mă asculti? Poți să dau un exemplu? Bine, dar vorbeam. Ascultă, până la capăt. Câte o oră vorbești? Nu, lasă-mă un pic să vorbesc. Eu am zis să se împace cu tine. Eu l-am sfătuit să se împace cu tine. Păi pentru că da. Exact. Deci nu are rost să-și facă rău omul ăsta. Eu l-am împins, bă, împacă-te cu ea, sună, bă, da, vorbește cu ea. Dar el i-a spus că sunt așa și că nu sunt potrivită. Și nu mă, lasă că ieri la Nevla, Andra, lasă că și tu ieri la Nevla ai înjurat și l-ai făcut în toate felurile. Bine, dar de o lună încoace face chestia. Nu, el ce face niciodată. Ce păpuci ai zis că da, mă, te atacă, zice cu răutate. Andra, citează că n-ai 12 ani, frate. Dar eu nu vin, Bogdan. Băi, zici că ai picioare urâte, atacat direct. Băi, nu mai era apărarea, păi nu ți-a zis nimic din rău, dacă te înjura sau zicea cu rotate. Dar nu contează, nu trebuie să-și vadă din asuși de prietenii lui. Lasă, că și tu e permis, gata, că și tu e permis. Eu pe Bogdan, de fiecare dată când a fost supărat pe ea, l-am încurajat. Bă, iartă-o, du-te acolo. Jador mereu când niciodată așa încurajează, adică nu... Așa i s-a părut lui, o glumă. Da, Andreea, m-am te pus să-i dau și un exemplu la Bogdan sau și împreună. Este o glumă, doamnă. De ce? De ea nu și-a permis niciodată să-ți spună nimic. Sau să spun, bă, Andra, vezi că Bogdan nu e de tine. Mai în glum, mai în serios, pentru că de-aia mereu a avut o părere bună și a fost de acord cu deciziile. Ce? Pentru că... răspunsul bun e pentru că e o prieten. Nu, de multe ori am vrut și eu să spun unele chestii. Așa poate e, că... Nu aș vrea să o atac pe Andra. Ea poate înțelege cu o atac. Nu niciodată nimic. Zice, Andra, termină, vorbesc eu cu Bogdan. Deci niciodată nu spun. De ce? Tu e asta baza cu noi și asta. Eu i-am zis, și el poate ști, dar... Dar nu s-o băgat ea. Nu vreau să o atac sau ceva. Jador, tu nu ai fost aici, ea a fost cu mine în cameră când am vorbit cu noi, nu s-o băgat ea să vorbească și vorbești. Măi, eu am văzut... Da, iubire, ascultă. Dar tu o iei prea personal, Andra, ascultă-mă, eu o iei personal, crede-mă că și dinainte să fiu cu tine, cât am fost în casă și în sezonul 1, mi-o băga murtul în casă din aștiu cei cu mine, crede-mă că mi-au făcut stricăciuni mari și cu emisiunea și cu toată lumea. Dar și el îmi face mie... Nu-ți fac așa, nu. Adică nu are ceva cu tine, cu noi doi. Așa face el, nu face glume proaste. Nu-și dă seama care e limita la o glumă. Și știi toată lumea. Nu e așa, Andreea, Bogdan, cum face asta. A trimis-o pe Roxana la date cu cea. Tine. Cum? Fiind prietenul tău. Da, mă, dă peste nasti să te enervezi. Dar pentru el a fost potrivită. Dar ea mi-a spus vreodată că... Nu, că săptămâna trecută. Da, mă, să te enervezi. Sau și alte fete, cred. Da, mă, asta e părerea lui, Andra. Nu s-o permis niciuna, nici Roxana. Asta e diferența. Pe Andra timp de o săptămână, în timp ce era cu Bogdan și plângeai la telefon după ea? Bă, tu ai zis asta? Da. Aduc telefonul și arăt toate mesajele dintre noi doi, dar să-și asume ea. Nu exagera. Să-și asume ea. Eu aduc telefonul acum. Să-și asume ea tot ce am vorbit. Și aduc telefonul acum. Dacă ea vrea, aduc.
Spirul a fost cu mine. Păi asumă-ți tot ce am vorbit noi. Păi îți asumi tot ce am vorbit noi? Ce am vorbit? Da, eu am spus. Bă, nu fă prostii. Mi-am spus că am și eu mesajele. Ce are? Nu, dar eu am mesaj. Da, duce-te cu amândoi, frate. Da, duce-te cu amândoi, frate. Ce vorbea cu Bogdan? Da. Păi da, la începutul câteva zile. Nu o săptămână după ce te cunosc. Aduce telefoanele amândoi și să vedem cine ce aștept mai bine. Eu aduc, n-am treabă, serios. Dar eu vă pe Teul tău. Nu, că-i fac rolul Bogdan, stai acolo, zici, stai acolo. Ce? Ce să stai acolo? Nu are cu ce să-mi facă, a fost înainte să fii cu mine, nu mă interesează. Dar el știa. Păi eu știam. Păi ea era cu mine și îmi trimite Bogdan poză cu paharul. Asta am o părere bună despre ea, eu ca fel. Dar nu te duci capul așa. Auzi că ce-ai făcut? Dar nu te duci capul așa. Ea era cu Bogdan și îți spunea că e cu Bogdan și tu o sunai. Da, da. Doamna Andreea, ca să mă înțelegeți, da. Hai să spun toată povestea de la cap la coadă. Rup, și după o să zică și ea dacă vrea. Du-te la Jador, cum ai disperat. A venit în casă, m-am dus pe ea, am luat numărul și am vorbit. Ne-am întâlnit. Hei! Am vorbit, ne-am lăsat telefoanele, ca să avem încredere că, bă, ne întâlnim, nu se întâmplă, nu filmează nimeni nimic. Eu nu doream să filmez, să arăt eu, să fac eu chestii de genul. Nu, am lăsat telefonul, m-am întâlnit cu ea, nu știu ce, am vorbit, nu știu ce, pac, 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 pac. Hey, după asta noi eram iubiți, cu iubi, cu pipipichi, cu diminutive din astea de salinta Gheorghe cu Ioana. Ei, după faza asta, Gheorghe, eu eram împreună, eu așa cum eram, zici, iubi, Gheorghiță, în fine. Asta a fost, asta a fost sâmbătă, sâmbătă, nu, sâmbătă am filmat gala, duminică, luni, marți, miercuri, au durat 3 zile. Nu marți, miercuri, ea mi-a zis că e cu Pirui și cu fetele în oraș. Legi. Și că fetele au vorbit cu Bogdan, să-l cheme pe Bogdan. Și am zis, ai grijă ce faci acolo. Nu, că fetele l-au chemat. De unde? L-a chemat ea pe Bogdan. Eu nu știam asta. Și îmi trimit o poză cu vinul. Și zic, ce bea acolo? De unde? Bogdan mi-a trimis poză cu vinul, că eu nu știam. Adică, na, e normal să-i chem. Ea practic s-a combinat cu Bogdan în timp ce era cu mine. Dar nu era iubita ta. Nu era iubita ta. Da, gen, voi nu vorbeați, frate, că bă, eu vorbesc cu Andra sau tu nici... Ba da, dar el mi-a zis, eu nu am cum să vă spun pe el, bă, eu mă dau când place mult. Bine, mă, du-te dacă iar... Dar eu nu eram împreună cu tine. Care du-te? Băi, băiatule! Și plus că îi ziceam cioară. Deci nu ziceam... N-are nicio relevanță discuția asta acum sau avem... Așa s-a întâmplat, vreți, doamne, asta e adevăr. Da, da, faza e că nu vrea să recunoască că el oricum o suna într-una și îmi plângea. Adică mi-ai plâns. Băi, jur, băi, aduc telefonul, jur, gata, aduc telefonul. Nu, 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 mi-ai plâns la telefon. Nu vreau să fii cu Andra, aduc telefonul. Mi-ai plâns la telefon, nu pe invocare. Andra, îmi pare rău.